Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Din 10 și până pe 15 august, taurul tipic va fi sub jugul stresului intern în creștere. Combinația nucleară a lui Marte agresiv cu Uranus imprevizibil, stabilit în zodia taurului, te poate împinge la declarații sau acțiuni neplăcute. Toate acestea sunt pline de conflicte la scară largă în mediul de afaceri. În această perioadă sunt foarte probabile conflictele în relații. Discordia poate apărea atât cu oamenii apropiați, cât și cu superiori, aliații și colegii. În același timp, nu sunt excluse necazurile în familie, bolile rudelor, multiplicate de nemulțumirile conducerii și ale colegilor. August apare ca o lună foarte încărcată. Unele lucruri le vei completa cu ultimele puteri. S-ar părea că totul merge bine, dar lucrurile se pot schimba foarte dramatic. Luna este periculoasă pentru că este foarte instabilă. Un scandal la locul de muncă sau o situație neplăcută acasă poate apărea brusc. Atenție la cheltuielile neașteptate. Dragoste, în august, nu vei putea construi relații ideale. S-ar putea să existe eșecuri în partea romantică a vieții tale chiar acum. Mulți se vor limita la viața de familie și vor uita completă de dragoste. Majoritatea cuplurilor pot experimenta o criză într-o relație dificilă. Îți vei dori libertate și spațiu, iar treburile casnice te pot aduce în depresie. Într-o astfel de perioadă trebuie doar să supraviețuiești și să nu faci greșeli. Acum îți este foarte ușor să flirtezi, dar ține-te în control. Pentru cei care tocmai au început de curând o nouă relație, astrele nu promit succes. Vei înțelege că persoana respectivă nu este a ta și nu împărtășește cu tine opinii comune asupra viitorului. Este mai bine să întrerupi acum astfel de relații decât să le lansezi într-o etapă profundă, după care despărțirea este gravă. Dar taurii singuratici se vor descoperi dintr-o dată pe ei înșiși sau vor începe să manifeste simpatie pentru unul dintre prietenilor. Cu toate acestea, înțelege că relația este puțin probabil să fie pasională. Sănătatea. La începutul lunii august vei fi predispusă la răniri. Evită să te angajezi în sporturi noi sau extreme și să conduci mai rar, fii atentă la toate. În restul timpului corpul tău te va mulțumi cu sănătatea. Cu toate acestea, nu uita să-ți întărești sănătatea cu ajutorul vitaminelor, o odihnă adecvată și alimentație bună. Luna este potrivită pentru procedurile de wellness. Dacă plănuiai să pleci în vacanță, atunci preferă locurile în care să se poată beneficia de tratament în același timp. Yoga, gimnastica te ajută perfect să te menții în formă bună. Deși nu există patologii grave, acordă atenția stării sistemului genitourinar. Dacă ceva te deranjează brusc, atunci consultă imediat un medic și treci printr-o examinare. Bolile cronice își pot aminti de tine, nu ridica lucruri grele. În august, trebuie să asculți cu mai multă atenție ceea ce îți spune medicul și să nu lași nicio manifestare a bolii să-și urmeze cursul. Banii. Toate cele mai importante lucruri cu privire la munca ta trebuie să fie planificate pentru prima săptămână a lunii august. În această perioadă, astrele vor fi în favoarea ta și vor contribui la un rezultat bun în orice afacere. Dar în a doua decadă a lunii, trebuie să acționezi cu atenție. Vor exista riscuri de fraudă, înșelăciune, furt și alte probleme. Încearcă să nu te implici în certurile și conflictele altora. De asemenea, proiecte dubioase care sunt sortite eșecului pot veni în calea ta. Îți este foarte greu să evaluezi gradul de risc, așa că gândește-te înainte de a lua o decizie importantă. La sfârșitul lunii, te poți reabilita în ochii superiorilor tăi. Va veni o perioadă mai favorabilă când vei putea finaliza o afacere de mult începută sau vei trimite o idee interesantă. Toate tranzacțiile materiale vor avea, de asemenea, succes. Dacă plănuiești să cumperi imobile pentru această activitate, poți fi sigură că totul va decurge conform planului. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot.
Te aștept!